bună seara! Bine ați venit la concertul tradițional de sfârșit de an al castelanilor de la Centrul Cultural al Municipiului Carei. Pentru noi acesta este cel mai frumos și cel mai important moment din an, fiindcă, așa cum se cuvine într-o familie, putem fi și noi împreună de sărbători, putem să ne bucurăm împreună și nu o facem doar pentru noi, încercăm de 20 de ani încoace să împărțim această bucurie cu dumneavoastră. În acest 20 de ani, peste 400 de tineri și copii și-au împlinit aici visele și au strălucit și au luminat această seară. Iar acum, la acest aniversar, foarte mulți dintre aceștia au revenit să putem fi de nou împreună, să fie cu colegilor, să fie din nou aici cu mine și cu dumneavoastră. Le sunt profund recunoscător, fiindcă au dus sacrificii de foarte multe feluri și au pus treburile deoparte, familia. Au făcut sute și sute de kilometri doar pentru câte o repetiție, iar apoi din nou sute și sute cu avion, cu mașina, ca în această seară să fie din nou aici cu noi. Le mulțumesc și pe această cale pentru mine. Acesta este cea mai mare răsplată și le sunt profund recunoscător pentru asta. Dar toată această aniversare și toată această poveste a castelanilor nu ar exista dacă n-ar fi fost cineva, un mag care a înființat formația în anul 1964, ca apoi să-și dedice întreaga viață castelanilor, fost un profesor Peter Coraciu. Avem și un invitat special în seara aceasta, un domnișor de doar 8 ani, un domnișor simpatic care a venit din Germania, numai pentru acest concert, să poată fi alături cu noi, să poată cânta cu noi. Un băiețel care pare că face legătura dintre trecut și viitor. Nepotul domnul profesor Coraciu Peter, Teker Gabriel. Gabriel? Am vrut să-l vin în scenă, dar nu știu. Ventvon! Sigur, n-a venit singur, a venit cu mamica lui, tot castelan din naștere, cineva care în anii 90, cu renumita formație Trio Castelanele, a avut poate unele dintre cele mai mari realizări ale castelanului din toată istoria sa, Coraciu Iulio, aș vrea să-l vin și pe ea în scenă. Toate mai încolo, oricum vom cânta împreună, așa că le mulțumesc și lor că au făcut acest drum și acest sacrificiu material și de toate felurile ca să poată cânta alături de noi în această seară. Trebuie să le mulțumesc sponsorilor celor care au făcut posibilă această seară, cea care ne susțin necondiționat de foarte mulți ani, doamna Lușica Negrean Diana de la Ardealul, doamna Marinela Varga și domnul Varga Norbert de la Arcona Company, familiei Steiger și firmei Steiger, respectiv domnul Măriucă de la Hotelul Lard. Și lista nu putea continua cu unii care nu neapărat acest eveniment, dar susțin actul cultural care am de foarte multă vreme. Trebuie să reamintesc pe cei de la, pe domnul de la Polipul, domnul director de la Polipul, pe doamna Daniela Reiter de la Confiterea Leiter și pe doamna Gianina Maier de la Restaurantul Grande. Sper că n-am uitat pe nimeni. Sărătate că suntem în rechetă coștilor cu Mariu Maniuș, Iuzarul Concertin, Sam Crezolec Săriș, Alec Fontuș, Alelura și Sam Bui, Olet Ciona Bunilic, Ian Curmiș, Editul Don Clemi, și Editul Una Părâng, Ezo Michici, Coraciu Iung, Húsz éve tart ez a hagyomány, és ez a mai nap azért különlegesebb, mert egyúttal a jubileumi koncert is. És a 20 év alatt nagyon sok, több mint 400 fiatal élte meg itt az álmát, és hagyotta be ezt a termet. És ma
ennek az évfordulónak a margóján nagyon sokan visszajöttek, és csak azért, hogy itt lehessenek ma velem és önökkel. Szívről köszönöm nekik, hogy rengeteg áldozatot hoztak, azért, hogy ez az új találkozó összejön. Köszönöm nekik. Hogy említettem, nem kérek fizetést, emelést, mert ennél nagyobb tüzetség nem létezik, mikor ez a szeretet, amivel, ez a hála, amivel viszonyulnak hozzám. Azt jelenti valamit, csak jól csináltam, úgyhogy köszönöm neked. Ahogy ezzel bemutattam, köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez az estéhez, és elfelejtettem egy nagyon fontos dolgot. Nagyon szépen köszönöm Drágos Zsorjeszkú barátomnak és kollégámnak, hiszen ő volt az, aki pár napig elviselt a hisztéimet, és az összes promóciós anyagot ő hozta létre, plakátot, diplománkat, névsort, neki volt, fantasztikus munkát végzett, én ezúton is köszönöm neki. Ugyanakkor meg kell köszönjem a kollégáimnak is, hiszen Fejsz és Laci kollégám és a fia Fejsz és Szilárd nyomtatták ki ezeket a promóciós anyagokat, olyan minőségben neket nem nagyon láttam a városban. És köszönettel tartozom Nagy Zsolti kollégámnak, hiszen szó szerint hétfő reggel 9-től non-stop műszakban van. Nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy mindenkinek minden jó legyen, és az a színpad maradjon, és a hangzás legyen, ahogy egy ilyen alkalomhoz illik. Mocomiusz, Dino Kolegyra, Mely Torset, és itt utoló csőkárja, kontrú bétlárja, és zárja csészú szér, és szentri konzkotor. És meg lesz az pont csővá, ön dómi tészhoz a csőkán, de ma volt a prima anniversári, már gond itt vartam, hogy kompotri kompénszá, és tínesük a vikárjá, volt a rezultáti, de összevite, de szigur. Csővá szimbolik, și atunci, mi-a venit ideea să decernăm un fel de premiu, acest premiu s-a numit Lucentum, și azi mă bucur foarte mult să fie un fel de premiu râvnit de elevii mei. Este o diplomă simbolică care aduce mulțumiri și recunoștință celor care au avut rezultate de-a lungul anilor. Nu știu dacă ați observat, în hol este expus, sunt expuse diplomele celor care au primit diplomul Lucentum în anul 2013, la aniversar de 10 ani. Dacă nu, vă rog frumos să vedeți, le sunt de fericit și pe această cale și le sunt recunoscători pentru realizările lor. Acolo sunt trei tipuri de diplome, diplom de bronz, de argint și respectiv aur. Cel de vreun sunt pentru cei care au promovat instituția la diferite niveluri, local, zonal. Cele de argint sunt pentru cei care au avut rezultate și au rămas, chiar și după ce au ieșit din nudurile vivilor noștri, din centru cultural, au devenit părinți, au devenit jocurile lor, au viața lor, dar au rămas și în muzică, deci ei continuă activitatea lor muzicală. Iar aur este diploma Lucentum pentru cei care au avut rezultate deosebite pe plan național sau și internațional. Îi fericit și pe aceasta care și acum aș vrea să-mi permiteți să închem în scenă pe premiații acestei aniversări din cei 10 ani care au trecut recent. Sper că mă aud de toată lumea. O să citesc nume și mă rog să vedeți pe scenă cei care m-au zis numele. Nu știu în ce ordine am ajuns la mine acest. După ce colegul meu Lați s-a chinuit cu ele să arate multe candie, dar am să te citesc așa în ordinea pe care le am aici, bine? Deci, invit pe scenă pe următorii. Babici Lorena. Borbi Patricia. Astrianișelilor 2015, domnul Iulio, domnul Iorșoia, Cosma Cosmina, David Andrei, Luca, Ceire, Papa Cătălin. Dar Ștefania. Centenare.
Vegheșghiara. Lati și Alisa, care din păcate nu poate fi cu noi din cauza de boală. Simple Life, David Andrei, Chivar Emanuel, Grejul Pasile, Toar Cătălin. Castrăm Junior 2019, Black Alex, Cismar Bernadette, Dragoș Lolo, Antoara Matei. Castrăm Junior 2000, Cosma Daniel, Balanjaul, Murva Iada, Negrăi Nicolet, Tăneli Gabriel, Suioc Denis. Formația Non-Stop, Kis Gheargiu, Luca Șenreta, Toar Cătălin, Rișcu Iosef, Uifrău și Nicolae. Ghidele Tiffany. Cismar Bernadette. Mâna Teodora, care de păcate din urmă nu poate fi cu noi în Statele Unite. Are o invitație, Uifrău și Nicolae. Latiș Mălina. Castelani Acustic Proiect 1, Baumi Iulia, Baumi Orșoia, Cosma Cosmina și Pop Nicolina. Deac Crețuladina. Susana Alexandra. Coc Vanessa. Nina de Tomara. Gabriel Tania. Formația Simple Life, David Andrei, Chivar Emanuel, Grijă. Am citit. Am ajuns la capăt. Nu pot, nu sunteți cu noi, dar și merită aceste diplome. Acestea sunt Lucentul Umbr Bronz, Bana Julia, Banaș Patricia și Țirolis și Țirjevi. Cred că cam atât. Acestea sunt diplome Lucentum de bronz pentru rezultatele deosebite obținute pe plan. Pardon, am încurcat ceva. Și în această aniversare nu a fost cazul să pot să ofer Lucentum de Argint, fiindcă deocamdată cei care au ajuns și să fie, să-și continuă activitatea pe plan muzical, au urcat și un nivel, încă un nivel, și au ajuns să merite diplome de Lucentum Aur pentru rezultate deosebite de obținute pe plan național și internațional, cât și pentru contribuția majoră adusă la promovarea instituției, a orașului și, de câte ori, chiar a țării, de câte ori. Nu știu în ce ordine, tot așa o să spun. Lucem de îndeaur pentru Pap Cătălin. Tăia Frieric, nu știu dacă au ajuns sau mai târziu. Muzea Dăvan. Chivar Emanuel. Șantă Edvard, zice, nu e cu noi azi. Alin Ilieș și Pop Nicolina. Să trag de timp, dar trebuie să spun câteva cuvinte despre cei care au obținut rezultate. Servesc această instituție de foarte mulți ani. Servesc oricând, oriunde, câteodată, în ultimul moment când se ivește ocazie,
dar nu s-a întâmplat să nu servească instituția și să nu aducă renume acestei instituții și acestui oraș. Cei care au primit Lucendul de Aur, câteva cuvinte lor, Cătălin a făcut senzație în concursul România au talent. Așa. Manuel Chivareu ți-a plăcut cu 5 în același concurs. Pop Nicolina ne-a surprins cu un trofeu al unui concurs internațional în Brașov. Team Fleric umple cele mai masă din Ungaria și din Europa de Est. A ajuns să fie foarte, foarte bunit. Cantul Eduard la fel, cu siguranță aceste nume pentru dumneavoastră sunt cunoscute, Muza de Avonșie, de la toate de la toate lucrurile care contează și la condiții. Ilie Alin și el este muzician de excepție care a ajuns să cânte pe cele mai mari din țară, alături de interpreți și muzicieni foarte, foarte buni. Mulțumesc frumos, aș vrea să-l invit acum scenă pe domnul director al Direcției de Cultură în cadrul Primăriei Municipiului Care, pe domnul Bogdan Georgescu. Și pentru mine, fiindcă mă gândesc acum 40 de ani, când eram noi la spectacolele, nu era voie să le spunem că sunt de Crăciun, aveam o altă denumire, dar în orice caz stăteam aici cu serile și cu nopțile. Eu am aici o surpriză, dar înainte de a apela la acest obiect, sincer, sunt încărcat de emoții, mai ales că am făcut parte din această familie Castellani și ca și mine, foarte mulți din sală pe care îi văd aici cu mare plăcere. Aș vrea înainte ca să dau acest premiu, ca în memoria domnului profesor Peter Coraciune și a multora dintre noi, care din păcate nu mai sunt printre noi, dar sigur ne privesc de undeva de sus, să ținem un singur moment de reculegere. Mulțumim! Așadar, Direcția de Cultură are un singur tip de premiu, cel mai mare, care poate să-l dea Direcția de Cultură și acesta se numește Premiul Diploma de Excelență în Cultură în Municipiul Carei. În acest an, noi nu prea avem obiceiul să dăm acest premiu, dăm diplome, dar premiul acesta foarte rar îl dăm. În acest an, fiind și un spectacol aniversar, cu colegul meu și cel care a gândit tot acest eveniment, am hotărât să acordăm această distinție cel mai cunoscut artist carean peste hotare. Este o domnișoară, o doamnă, care a fost eleva domnului profesor Suici Iujef și care a făcut senzație peste hotare și cred că este cel mai cunoscut nume și brand pe care muzica ușoară careană în acest moment îl are. Așadar, dați-mi voie să ofer acest titlu de excelență, această plachetă, diplomă de excelență, doamnei Ciobota de ea. Jó estét kívánok mindenkinek, és hát nagyon szeretném megköszönni ezt a díjat, nagyon-nagyon jól esik. És hát nem számítottam rá, de tényleg nagyon megtisztelő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt élhettem. Nagyon sok évet itt nőttem fel, és azt gondolom, hogy amit kaptam, azt próbálom folyamatosan kamatoztatni, és tényleg rengeteget meríteni belőlem.
az életem során, és szerintem ez ezután is így lesz, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, és nagyon jó szórakozást kívánok! Și înainte de a părăsi scena, vreau să vă mărturisesc că cea mai mare parte a vieții mele am petrecut-o, bineînțeles, cu familia, dar în ceea ce privește partea profesională și colegială, cea mai mare parte a vieții mele am petrecut alături de cineva care este aici pe scenă în acest moment. Am cântat și cânt cu el și cred că de 40 de ani cântăm împreună și ceea ce a făcut și face în continuare pentru actul cultural carian și pentru muzica ușoară este lăudabil. Așadar, aceeași diplomă de excelență în cultură, domnului profesor Suiceaure. Sunt surprins că vă am afectat asta de vorul. Când noi ne-am înțeles că vom oferi această diplomă, domnul e ce vota de atunci. Bogdan a ținut neapărat că vrea să meargă el după plachet și n-am înțeles de ce. Mulțumesc frumos, sunt castrat de o viață și să... Foarte frumos, vedem că așa ce zic. Am spus totdeauna că noi, cei care am crescut în acest mediu, nu prea ne băicărim și nu prea găsim noi scuze, ci ne facem datoria așa cum știm cea mai bine. Poate asta a făcut diferența, asta a făcut ca această poveste să continuă, această poveste să existe, să fie frumoasă și să aibă atâtea rezultate. Fiindcă, așa cum cei de la care am primit această plachetă, așa cum domnul Bogdan Georgescu, așa, cei care ați crescut în asta știți foarte bine că ceea ce facem, facem cu dăruire și facem cu suflet. Și dacă am meritat această plachetă, atunci mulțumesc foarte frumos. Mulțumesc foarte frumos această festivitate de decenari sau gala Lucendum. Iar acum să înceapă show-ul, așa pentru care ați venit de fapt, o să rog castelanii pitici să urce încet în scenă, așa, instrumentiștii. Și o să rog pe colegii mei, pe domnul Adrian Ștefănuț și pe doamna Hermon Bernadette, colegii mei, să vină și să preia de aici tafeta și le mulțumim și pe această care au venit și s-au venit să mă ajute în această seară. Mulțumesc frumos! Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată și microfoanele au emoții în seara asta. E clar că va fi o seară plină de emoție, o seară în care foarte multe fețe se reîntâlnesc după luni, ani chiar, și se reunesc pentru această sărbătoare deosebită. Am emoții foarte mari, fiindcă și în urmă cu 10 ani am fost prezent la evenimentul Song for Christmas 10 și iată că am bucuria ca și astăzi să fiu alături de castelanii, de Suciojev și de dumneavoastră, de toți cei care ați venit să ne bucurăm împreună de ceea ce înseamnă acest fenomen muzical pentru Carei, pentru România chiar și, de ce nu, poate chiar și pentru
alte țări care au auzit de castelani, fiindcă au auzit, cu siguranță. Aș mai aminti doar faptul că la anul se împlinesc 60 de ani de când formația Castelani a pornit la drum cu Cora Cioni Peiter, cu Simeon Bărnuțiu Senior și cu alte nume care au făcut istorie. Și iată că din această istorie de 60, 20 se leagă de domnul profesor Suciu Eujev. Și vă rog să-l aplaudăm. Și ar mai fi un lucru pe care vi l-aș mai aminti, fiindcă s-au cam spus toate. Am cam rămas fără cuvinte când a trebuit să urcăm în fața dumneavoastră, dar a existat o fotografie printre multitudinea de fotografii care au ajuns în fața mea la aniversarea de 50 de ani a Castelanilor și acolo erau trei domni. Unii mai tineri, alții și mai tineri. Era un domn Cora Cioni Peiter, era un domn Bogdan Georgescu și era un domn Suci Eujev. Cred că era prin 90 acea fotografie. Și oare cine s-ar fi gândit atunci ce poveste frumoasă vor duce acei doi tineri alături de mentorul lor și mai departe să continue acea moștenire pe care au primit-o de la domnul Cora Cioni Peiter. Iată ce poveste frumoasă s-a scris și se scrie în continuare și suntem mândri că putem fi aici în acest moment, zic eu, istoric. Așadar, aplauze pentru Bogdan Georgescu și Suci Eujev. Teli érzelmek, egy érzelmekkel teli estének nézünk elébe, hiszen olyan fiatalok, olyan régi kollégák találkoznak itt ma este, akiket hosszú évek közös zenei gyakorlata köt össze, és akik már lehet, hogy hetek, hónapok, sőt évek óta nem találkoztak, úgyhogy ez egy valóban különleges élmény lesz, egy különleges koncert, egy jubileumi koncert. Szerintem nem is húzzuk tovább a szót. Én azt mondanám, hogy hívjuk is elő az első. Într-adevăr, o să și invităm primele momente, ca să nu întrerupem atât de mult programul. O să vă prezentăm primele 5 momente din această seară și vă spunem că programul va fi deschis de Castelanii Pitici, soliști Bereș, Alessia, Carina, Decian Răzvan, Grecu Darla, Mac Emilia, Molnar Romina și Oros Matei, după care formația Castelanii Pitici ne va mai interpreta o melodie, apoi va veni solista Tămaș Lăcrămioara, iar apoi formația Castelanii Mici, și anume Medvedora, Nilges Sofia, Pop Darian Aidan, Șuioc Denis și Oancea Lara ne vor mai încânta cu două melodii, alături de colegii lor Borota Sahara, Mac Emilia, Tătaru Antonia și Ungureanu Maia. După care vor reveni soliștii de la Castelanii Pitici cu încă o melodie pe care cu siguranță o veți îndrăgi. A Törpe Kastély lakók énekesek nyitják a sort, akiket a Törpe Kastély lakók zenekar követ majd, ezt a zenekart Szabó Ádám, Szántó Odett, Szász Janka és Szűcs Liza alkotja. Őket követik majd a Tamás Lökrimiara, majd a Kicsi Kastély lakók zenekar két dallal. Kicsi Kastély lakók zenekar egy, ezek szerint több is tesz. Végül a Törpe Kastély lakók énekesek zárják az első ötös sort. Őket Kovács Hanna, Poszett Hanna, Szántó Odett, Szűcs Liza, Koch Vanessa és Nagy Anita alkotják. Jó szórakozást kívánunk!
accept. Că suntem nebun, să scriem albastru. Yeah.
Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing.
Am început, iată, programul, am trecut prin câteva melodii și ne-am bucurat de muzică și de voci foarte frumoase. Continuăm tot cu castelanii mici, care ne vor interpreta o piesă tocmai de la Queen, apoi va urma solista Centerii Maia, după care vom asculta formația Trio Castelanele, și anume pe Babici Lorena, Susana Alexandra și Uveagaș Chiara, mai apoi sau acompaniate, mă gândesc, de Teiger Gabriel, Coraciunii Iuli și Suci Iojev. După care va veni o altă solistă, Gal Ștefanio, și în următorul calup va fi încheiat de către formația Castelani Juniori, și anume Bola Jraul, Cosmo Daniel, Murvoi Adam și Negroi Nicolet, alături de Centerii Maia, Susana Alexandra și Üveges Chiara. Bele is csapunk a közepébe, így hát folytassa a sort a Törpe Kastély Lakók zenekar, Botos Ádám, Póka Hunor, Kozma Daniel, Murvai Ádám, Szűcs József, Susan Alexandra és Üveges Kiára összeállításában, majd Centeri Maja következik, őt követi a Kastély Lakók Lányok trió, majd Gál Stefánia és végül a Junior Kastély Lakók 20-as két dallal. În aplauzele dumneavoastră, formația Castelanii Mici. A tatsuk kíséretében a Törpe Kastély Lakók zenekar, fogadják szeretettel. We're crazy.
Seara, jó estét! Köszönöm szépen!